Domnule președinte, stimați oaspeți, dragi colegi, înțeleg că astăzi sunt la modă tehnocrații. Dacă ești tehnocrat, ești cel mai bun. Ești iubit de oameni, ești respectat, ești ridicat în rang. Electoratul cere astăzi oameni noi în politică. Liderii partidelor istorice se laudă cu noile achiziții, arătând că răspund dorinței alegătorilor. Doamnelor și domnilor, vă spun un secret. Nu s-a inventat acum roata. Știți cine a fost primul politician care a cerut să facă un pas în spate vechilor politicieni cu state de prin anii 90 în Parlament? Știți? Traian Băsescu. Domnul președinte a promovat tineri în mandatele sale, de ministru al transporturilor, de primar general al capitalei și chiar de președinte de partid. Mulți dintre ei au confirmat. Așa s-a început reforma clasei politice. Partidele trebuie să aibă oameni bine pregătiți în domeniile în care au activat. Gata oricând să poată prelua funcții din administrație, cărora să le facă față, nu să înceapă să învețe după ce sunt numiți în acele funcții. Acesta este motivul pentru care eu am ales Partidul Mișcarea Populară. Lucrez în administrație din 1994. Abia în acest an am intrat în politică. Sunt un tehnocrat veritabil, nu-i așa? ...22 de ani de administrație fără politică. Am ales Partidul Mișcarea Populară pentru că am încredere într-un partid nou, condus de oameni ca dumneavoastră. Am încredere că în PMP experiența mea deschide ochi și urechi. Sunt viceprimar al municipiului Suceava din partea Partidului Mișcarea Populară. Datorită acestui partid am ajuns în funcția de viceprimar. Și mulțumesc partidului. Am o veche preocupare față de situația creșelor și grădinițelor din municipiul Suceava. Avem o singură creșă în municipiu. Știați? Nu am nicio șansă să convin Consiliul Local să construiască altele, deși cererile părinților pentru creșe și grădinițe sunt numeroase. Dacă nu avem o lege care să oblige consiliile locale să construiască astfel de unități de educație timpurie, întotdeauna se vor găsi alte priorități. Dragostea de învățătură se induce copiilor de la cele mai mici vârste, cu ajutorul celor specializați. Bunicii sau bonele, cu oricâtă grijă i-ar înconjura pe cei mici, nu pot suplini experiența unui educator. Copiii astfel introduși în sistem vor fi mai puțin tentați să abandoneze școala. Acestea sunt proiecte concrete, nu povești. Noi avem oameni, nu marionete. Noi avem un conducător, nu o poză. Avem toate motivele să luptăm și vom arăta că știm a lupta. Și vreau să închei cu o întâmplare de astăzi dimineață, citind presa online, la cafea, am văzut cam ce se întâmplă pe scena politică suceveană. Partidele mari, partidele mici, deja își împart mandatele în Parlamentul României. Știți că județul Suceava are
4 mandate de senator și 10 mandate de deputați. Și ce spune el? PSD-ul, normal, deja au amanetat 2 locuri de senator și 5 de deputați. PNL-ul, chiar ieri, prin vocea doamnei Gorghiu de pe această scenă, doamna a spus că a vorbit telefonic cu soțul ei, care a spus că trebuie să spună PNL-ului Suceava să scoată la alegerile parlamentare 2 senatori și 7 deputați. Deja se pare că am intrat în județul Botoșan cu un picior. Le luăm ceva mandate și lor. Nu mai spun de ALDE care își doresc și ei deja au un mandat de senator și unul de deputat, USR-ul la fel, un mandat de un senator și un deputat și locurile din Botoșani s-au ocupat. Și atunci, ce le spun eu? Să-și facă calculul în mod corect. Eu fiind un veritabil tehnocrat, le spun cum să calculeze aceste mandate. Să știe de pe acum că un mandat de senator și 2 mandate de deputați sunt ale Mișcării Populare. Clar.